Bună ziua, legumicultori! Așa cum v-am obișnuit, în fiecare lună alegem trei întrebări interesante primite de la voi și răspundem prin intermediul unui video, astfel încât să aflați cât mai ușor soluțiile la unele probleme care vă confruntați în culturile de legume. Haideți să vedem care au fost întrebările lunii iulie. Înainte de a începe, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a vedea mai multe clipuri interesante și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificare de fiecare dată când publicăm un conținut nou. Iar dacă informațiile vă sunt de folos, nu uitați să dați like! Începem cu prima întrebare, care se referă la o problemă frecventă întâlnită în această perioadă. Am tomate în solar și am găsit aceste fructe pătate. Cu ce să le stropesc? Petele de pe tomate sunt simptomele unei viroze, mai exact al virusului petelor de bronz. Pentru această problemă, din păcate, nu există tratament, de aceea vă recomandăm să scoateți imediat din cultură plantele afectate și să stropiți împotriva tripsului, pentru că el este vectorul de răspândire al virozei în întreaga cultură. Produsele recomandate pentru combaterea tripsului sunt Laser, Exalt și Minecto alfa în doza recomandată pe suprafață. A doua întrebare este referitoare la inducerea înfloririi la tomate. Cu ce să stropim roșiile pentru a ajuta buchetul să înflorească sau să se deschidă mai bine? Pentru a induce o florire mai bună și apariția unui număr mai mare de buton florali, vă recomandăm să aplicați radicular Floramec în doză de 1 litru la 1000 de metri pătrați, iar foliar Floramec Avens în doză de 30 de ml la 10 litri de apă. Acestea sunt îngrășăminte nehormonale, iar pe lângă efectele benefice pe care le au asupra florilor, ajută și la scurtare distanței dintre internodii. Am ajuns și la ultima întrebare. De ce au aceste roșii pete ruginii pe frunze? Petele nu au apărut pe vârf, sunt mai multe spre baza plantei. Vă rog să-mi spuneți ce tratamente trebuie să aplic. Din ce observăm în fotografia trimisă de dumneavoastră, plantele sunt afectate de bacterioză. Dacă nu sunt luate măsuri imediate, boala se va extinde și către vârf și către fructe, compromițând recolta. De aceea, pentru combatere, vă recomandăm să aplicați un tratament radicular cu beltanol în doză de 400 de ml la 1000 de metri pătrați și unul foliar cu fertipen în doză de 40 de ml la 10 litri de apă. Cu această întrebare închei și videoul din luna iulie. Dacă aveți și alte întrebări, ne puteți scrie în secțiunea de comentarii de mai jos sau ne puteți suna. Eu vă mulțumesc și vă urez mult spor în tot ce faceți!